got devotion. You want my loving son right on the line. I have no doubt that I could love you forever. The only trouble is I really don't have the time. One night only, that's all I have to spare. One night only, let's all pretend to Mulțumesc. Letiția Roman, ia uite-te-le. Părintele Smiley, pentru că ai fost atât de entuziasmat, vei fi ultimul, pentru că așa vom face la fiecare antrenor care va avea elev pe echipă, pe scenă. Dragă, se pare că emoțiile m-au năpădit și pe mine. Felicită. Reamintesc celor de acasă, numărul la care se votează este 1200. Eu am mâncat un 0 pentru că înainte am văzut torturile aduse pentru Smiley de ziua lui. Felicitări, la mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Așa. Hei, hei, hei! Ce fete! Și ca să lăsăm să se odihnească și să-și revină, Andra, tu ai onoarea să deschizi balul. Bună seara tuturor, bună seara, bună seara. Bună seara, Letiția. Bună seara. La 16 ani, să deschizi primul live de la Vocea României e ceva, dar să știi că ai fost foarte puternică, ai fost sensibilă acolo unde trebuia. Mulțumesc să mult. Fii sensibilă. Ai zice că, na, a început un copil, dar nu cânti ca un copil, nu arăți ca un copil, arăți a divă, a o deep, cum să zic, divă de afară, știi, care cântă gospel, care cântă, ai o voce foarte mare și e potrivită pentru această emisiune. Ești o voce mulțumesc foarte mare. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Irina Rimes! Parcă mi se pare că sunt deprisos
cuvintele. Eu doar una vreau să spun. Mie, Letiția, mi se pare că e cea mai scripitoare voce din echipa lui Smiley. Și, Doamne ferește, nu m-am inspirat din decorul pe care l-ai avut sau din costume, ci încă de la repetiții te-am remarcat și mi-a plăcut foarte mult. Și cam cu asta am cam spus tot. Ai dreptate. Mulțumesc. În această seară este cea mai sclipitoare din echipa lui Smiley, pentru că celălalt concurent este băiat. Tudor Chirilă, vecinul tău. Bună seara. S-a ridicat la înălțimea. Bună seara telespectatorilor acestei emisiuni. Este un moment aniversar aici la noi în platou. Suntem în sfârșit live. Ceea ce e bine, nu mai putem fi transformați la montaj. Ăștia suntem, cu ăștia defilăm. Perfect. Vis-a-vis de concurenta noastră din această seară, aș vrea să mă leg de o afirmație a colegei mele, Irina Rime, care spune că cuvintele sunt de prisos. Eu nu cred. Bine folosite, ele pot face minuni. Și aș vrea să spun că ai cântat foarte frumos. Mulțumesc. Că mi-a plăcut foarte mult vocea ta, mai ales pe joase. Și într-un registru de medii, unde ai niște inflexiuni foarte black, așa. Și să remarc că și ce s-a întâmplat în jurul tău te-a ridicat. Și că mă bucur că a început seara asta cu un moment foarte ok. Deci felicitări. Mulțumesc din suflet. Și uite cum s-a produs minunea. Acea minune în care Smiley va vorbi. Bună seara tuturor, bună seara oamenilor din platou, bună seara oamenilor care stau și se uită la noi acasă sau pe internet. La mulți ani tuturor Andreilor și Andreelor și să revenim chiar în platou. Apropo, am uitat să spun, mi-a transmis Andreea Esca să spun la mulți ani. Da, mulțumesc. Mulțumesc ca la mulți ani, Andreea Esca. Letiția, eu la Vocea României întotdeauna, în fiecare sezon am căutat voci și artiști cu care să pot să lucrez și dincolo de Vocea României. Și sunt foarte bucuros că tu ești unul dintre artiștii pe care am descoperit la Vocea României și în care cred că pot să aibă o carieră dincolo de acest concurs, dincolo de această emisiune. Ești extraordinară, ai o voce cu toate armonicele, sună bine și jos și sus și medii și ești extraordinară, ai o tehnică deosebită. Sunt convins că de aici încolo vei evolua și mai tare, iar dacă la 16 ani tu cânti în halul ăsta și arăți în halul ăsta, probabil că până la 20 vei reuși să iei și niște premii internaționale. Nu numai pentru cântat, dar poate ca și artist. Mi-aș dori foarte tare ca și după emisiunea asta să lucrez cu o voce ca a ta, pentru că ești prototipul a ceea ce caut eu la Vocea României. Și aș vrea ca oamenii de acasă să aibă încredere că zic bine ce zic. Mulțumesc mult! Până la premiile internaționale, ea se luptă pentru acest mare premiu național. De aceea spun, Letiția Roman, votați-o prin SMS la 1200 cu textul Letiția sau online pe vocearomâniei.protv.ro. Mulțumim, Letiția!